Iesi, bună dimineața, eu sunt online. Zi? Bună dimineața, eu sunt online. Aici la mama, la cameră, aici. Mărcuț. Aici. Am oprit microfonul și așteptăm să mai intre copiii. Da. Și Marc râde, stă și el acolo și râde, dar la început nu a vrut să intre online. Îți place de doamna? Dar vrei să mergem la grădiniță? Te joci cu toți copiii ăia de acolo, nu? Mi-am făcut cafeluța, dar o să o las să se răcească și stau acum cu Marc să facă online doar jumătate de oră, cam așa va face. Ce frumos arată afară, păcat că e frig. Astăzi s-a anunțat undeva la vreo 10 grade. Momentan, acum la 11, sunt 4 grade, frig. Atâta m-a apucat ceasul, 11, până am terminat online-ul, până am mai învârtit pe aici. Online-ul a început de la ora 10 astăzi. Normal trebuia să înceapă online-ul de la ora 9, dar nu ținea mult, ținea de la 9 până la 9 jumătate. Dar ne-a anunțat doamna pe WhatsApp că are o problemă la internet și vom intra online de la ora 10. Și cam jumătate de oră am stat, a făcut un panou, să zicem, cu frunzulițe decupate din hârtie, morcovei și toate cele. Au numărat copiii, au scos anumite lucruri care erau, cum ar veni, intrușii. Marc s-a și descurcat, dar nici nu s-a dat, adică și da și nu, și nu a fost încântat deloc astăzi de online. A zis că lui nu-i place și nu vrea să mai facă online. Am încercat să-i explic și să-i arăt și să încercăm să facem tot felul de activități și împreună în casă, dar nu vrea să comunice deloc. Doamna a luat și a întrebat pe fiecare copil în parte anumite lucruri, cum se simt, și îl întreabă pe Marc. Marc, ce faci? Dar el nimica. Apoi a întrebat pe fiecare copil în parte cum sunt astăzi, dacă se simt sau cum se simt ei. I-a întrebat doamna pe fiecare copil în parte cum se simte. Cred că au fost undeva la vreo 10 copii. La un moment dat 3 au ieșit. Nu știu ce s-a întâmplat. Probabil părinții au ieșit că nu mai, ori nu le mergea internetul. Pe tableta lui Marc nu-i funcționa microfonul. Ieri ne-am auzit pe tableta. Astăzi nu-i mai funcționa microfonul și a trebuit să intrăm de pe telefonul meu. Și apoi l-a întrebat și pe Marc pe toți copiii cum se simt și eu îi ziceam numai să-i zic că mă simt bucuros. Da, doamnă, de ce te simți bucuros? Așa. Și i-a zis, spune că ești bucuros că e soare afară. Nu știam ce să-i zică, nu voia să comunice și tot trebuia să opresc microfonul ca să-l ajut la anumite lucruri, dar nu. Nu voia să comunice deloc și se enerva. Lasă-mă că sunt nervos! Și pleca de la, din fața camerei și se enerva. Și iar venea. Și el nu mai vrea să stea. Că el s-a plictisit, că lui nu-i place. Că de ce facem grădiniță acasă? Că asta e casă. Asta nu e grădiniță, e casă. Și uite așa. Și jumătate de oră mi-a mâncat urechile și toți nervii, că nu știam cum să stau și să explic. Și erau momente în care doamna îl întreba ceva și vă dați seama, tot timpul să stai să închizi microfonul, să închizi camera, să nu-l vadă, că el se apunea în cap, se punea picioarele în sus, își punea mâna în nas, în gură, sugea degetul. Nu știam cum să fac. Și asta jumătate de oră mi-a mâncat nervii și chiar am zis, Doamne, măi, nu mă înțeleg deloc cu tine. Așa. Mi-am băut și eu cafeaua în timp ce am făcut online-ul, că trebuia să stau lângă el, să pornesc microfonul, să-l opresc și așa. Am mai mâncat pizza de aseară și la amiază Selena își dorește că vine de la școală să mănânce parizer cu ou, să-i prăjesc parizer. Îi place foarte mult parizerul prăjit și mie îmi place. Mâncam în copilărie la nebunie, îmi plăcea și mâncam de nu mă mai opream. Așa că astăzi la amiază nu prea îmi bat capul cu mâncare. Bine, ar trebui să-mi bat capul cu mâncare, că degeaba rezolv pe mine și pe Selena că Marc nu mănâncă nici ou și nici parizer. Parizerul așa, da, dar prăjit nu. Și cred că lui voi face niște paste, dar și vreau să fac la amiază ou cu parizer, să mâncăm toți și să tăiem, că avem niște castraveți, să tăiem, să mâncăm. Și
pe la vreo 5-6 aș fi vrut să fac niște paste, dar nu știu încă cu ce. Niște paste, mă gândesc eu, ceva ce să mănânce amândoi, că Selena nu vrea pesto, el nu vrea nu știu ce și trebuie să-i împart pe amândoi. Dar dacă văd că nu funcționează să mănânce ou cu parizer, îi voi face o mânuță de paste pentru el și asta este, nu am ce să fac. Prefer să-l văd că mănâncă decât să nu mănânce nimic. Și atât de tare mă bine dispune vremea asta. Deci luni și marți a fost o vreme urâtă, a plouat, a fost frig, foarte, foarte frig. Și acum este frig afară, dar având în vedere că e soare și senin, mă bine dispune. Nu mă moleșește, nu-mi dă stare din aia de somnolență, stare de asta doar în pat, îmi dă o stare de bine. Acum, având în vedere că este 11 sau 11 și un pic, mă apuc să-mi spăl lucrurile de la expresor, că am făcut cafea, în rest nu am avut vase, nu s-au murdărit. Și o să vină Betty undeva pe la vreo 1, cred, la noi, să ne facem unghiile. Ea zbura și eu unghie. Poftim? Da, imediat o să vină Betty. Ea zbura și eu unghie, fix de la degetul ăsta mare. Nu, singură, că Răzvan e plecat la Sibiu. Păi lucrează acolo. Răzvan lucrează la o firmă aici în Brașov și uneori stă la birou acolo și lucrează, iar alteori pleacă în deplasare prin țară, București, Timișoara, Sibiu, Cluj, pe unde mai merge el. Și trebuie să am grijă cu lanțurile să nu se înțeleagă. Foarte multe persoane dintre voi ați înțeles că acest lănțic, de fapt că sunt două lănțicuri, unul cu numele lui Marc și unul cu numele Selenei. Acest lănțic este unul singur. Pe o față scrie numele lui Marc, iar pe partea cealaltă numele Selenei. Nu știu dacă ne-am nimerit. Deci aici e Marc și pe partea cealaltă Selena. Și foarte multă lume dintre voi și pe Facebook ați înțeles că unul e a Selenei și unul e a lui Marc și că îl vor purta fiecare pe a lui. Dar nu, este unul singur și este pentru mine. Este făcut special pentru mine să îl am cu numele copiilor mei. Și îți mulțumesc din suflet, Rebecca. Și mi se închide telefonul în 30 de secunde. Trebuie să mă duc să-l bag la încărcat. Gata, am venit să-l bag la încărcat. M-am trezit și eu de dimineață și m-am aranjat un pic așa la față. Nu m-am mai dat cu rimel. Nici nu cred că mă voi da cu rimel. Nu știu dacă voi ieși astăzi din casă. Dar având în vedere că am avut perioada noastră a femeilor, bucuriile mai exact, să înțelegeți, mi-au ieșit foarte mulți monstruleți pe față, foarte multe coșuri și nu mi-a plăcut deloc cum m-am trezit și aveam fața. Am astupat așa unele zone cu corector, un pic de fond de ten și un pic de blush și iluminator și gata, s-a schimbat fața. Nu-mi place să mă trezesc și să am fața așa urâtă. Nu că mi este rușine cu fața mea, dar nu-mi place mie. Și dacă n-aș fi făcut YouTube să mă filmez, dar mai ales având în vedere că mă filmez și apar pe video, cu atât îmi doresc să arăt mult mai bine la față, dar nu neapărat că mi este rușine și nu aș vrea. Și dacă n-aș fi făcut YouTube sau nu aș fi ieșit din casă, tot mi-aș fi făcut, nu-mi place să-mi arate fața așa. Astăzi nu cred că voi ieși din casă, decât dacă voi ieși, dar nu știu. Dacă vine Beti și ne apucăm de unghiile undeva la vreo 3-4 ore, mai ales că pe mine mă întrerup copiii, mama vreau asta, mama ajută-mă aici, mama nu știu ce. Oricum de unghii mă voi apuca după ce îmi fac treburile și să mă ocup de casă, să le dau mâncare și așa, dar astăzi aș fi vrut să-mi spăl și frigiderele și nu cred că voi face chestia asta. Cred că mâine voi reuși să le spăl, dacă nu mâine vineri. Mi-a destul de mult timp până spăl, până scot toate lucrurile, până scot toate rafturile, le spăl, le las să scurgă puțin, le șterg pe fiecare în parte, spăl interiorul, deci durează. Și vă ziceam că nu cred că voi ieși astăzi din casă, că mi-a foarte mult timp să mă ocup de unghii, dar și oricum, dacă nu aș fi făcut unghiile, Marc nu vrea să iasă din casă. E așa mai retras. Nu știu de ce are firea asta așa, nu prea e sociabil. Selena nu era așa și eu nu sunt așa, deci noi suntem niște persoane sociabile, cel puțin eu.
Nu știu de ce e așa, el închis și nu vrea să comunice, nu vrea să iasă din casă, nu vrea să meargă la grădiniță, nu vrea să meargă în parc, nu vrea să meargă nicăieri. Deci dacă s-ar putea să stea doar în casă și să se joace sau să se uite pe la desene, pe tabletă sau să se joace el singur cu mașinile, doar să nu iasă din casă, să nu aibă contact cu alte persoane. Și nu doar el este așa, mai cunosc alți copilași, chiar și unul din nepoții mei, la fel, nu vrea să iasă, este tot așa mai retras, exact cam aceeași fire ca a lui Marc, dar sper să-și revină, chiar sper să-și revină. Anul ăsta nu știu dacă voi reuși să-l mai duc la grădiniță, având în vedere că se va face săptămâna online și a zis doamna educatoare că în fiecare vineri se va anunța dacă săptămâna următoare se va face online sau se va merge fizic, dar din ianuarie chiar aș vrea să încerc să-l duc la grădiniță, chiar dacă mi se va rupe sufletul și va plânge foarte tare, dar vreau să mă duc să-l duc și să se învețe, să comunice, poate să devină mai sociabil și să încerce să fie așa, să vrea să comunice și să participe la activități. Deci nu vrea să participe, nici ieri nu a vrut să facă salata aceea de legume și eu și Selena a trebuit să insistăm și să-l convingem. Nu poți să pui un copil să facă ceva cu forța. Nu ai cum să pui un copil să facă ceva, o salată sau o activitate cu forța, plângând și să crizeze. Deci chiar nu ai cum. Trebuie să încerci să-l convingi și să vorbești cu frumosul, să vezi dacă vrea, dacă nu, trebuie să-l lași în plata lui, că nu ai ce să faci. Cu crize, cu țipete și cu plânsete nu se rezolvă nimic. Se creează tensiune și pentru el și pentru noi și prefer să-l las așa, dar poate dacă va merge la grădiniță se va deschide și va fi diferit. Mă duc să fac curățenie la șinșile. Prima oară voi spăla vasele, curățenie la șinșile, am băgat la spălat o tură, am dat drumul și să se usuce. Până am început online-ul la ora 10, eu am tot făcut pe aici prin casă câte un altă, n-am apucat să fac curățenie la șinșile, apoi să fac și eu un duș și să vină Selita la școală, să vedem ce facem pe aici. Până vine Betty, mâncăm, mai găsim noi ce să... Oricum trece timpul foarte repede în ultima perioadă, deci mie nu-mi vine a crede că astăzi este miercuri. Foarte, foarte repede a trecut timpul. Astăzi este miercuri, mâine joi, vineri. Foarte repede trece din nou săptămâna. Am ieșit cu gunoiul și am luat-o și pe Mini cu mine. Fără vremea frumoasă și cald. Nu mă aștepta să fie, la umbră e un pic mai rece, dar în rest la soare e chiar plăcut. Să văd dacă vrea Marc să iasă un pic afară. O Betty încă n-a venit. Hai Mini! Și nu știu când ajunge exact, sau oricum mă sună. Poate vrea să ieșim un pic. Hai, Mini! Cred că eram eu încălzită când am ieșit din casă, că acum e destul de rece. M-am înghețat. M-am mai plimbat cu Mini pe aici, prin jurul blocului. Și chiar... Unde ești tu? La soare e puțin mai bine, dar la umbră rău. Dar și la soare, da, în Acadie vântul. Ce e tu? Ce-ai văzut? Pisica? Bine că o gură de aer nu strică. O mă vedem dacă îl conving să iasă. Eu mi-am luat în picioare papucii Selenei și geaca Selenei. Dacă noi ne potrivim la haine și la papuci, ce să facem? Bine, la pantaloni încă nu m-a ajuns. Na, clar, sunt mai mare în șolduri și așa, dar ca geacă, bluză, papuci, deocamdată ne potrivim. Timini! Am înghețat. Am zis eu că e cald. Am înghețat. Noroc că nu mi-am uitat masca în casă, că nu mi-a intrat încă în obișnuință. Nu m-am întâlnit cu nicio poliție, dar nu mi-a intrat încă în obișnuință să-mi iau masca după mine peste tot. Că era obișnuită că masca o folosesc doar când mă duc într-un magazin. Dar așa afară nu. Cum mă plătește minicea la stare? Ce mai tu? Ți-a plăcut afară? Ți-a plăcut afară? Mergi afară? Îmi place la nebunie afară. E tare încântată. Cred și eu că săraca se plictisește doar în casă. Mă pus scările astea în ultimul pat. Patru etaje. În capul nostru așa
Avem o Blanca în 2 ani sau 3 ani, în cazul în care nu ne merge la casă, că am vrea să ne schimbăm apartamentul, să luăm măcar un apartament la etajul 2 sau 1, să coborăm mai jos, că la bătrânețe nu știu ce o să ne facem noi. Și plătim rată 30 de ani la apartament de ne ies ochii. Așa că nu vrem să urcăm 4 etaje. Aoleu, din vina ta. Mi-am apucat de unghi și mi-am făcut o construcție la unghia asta și cred că asta din degetul mijlociu, cred că l-am făcut mai scurt. Așa-i, Betty? Cred. La degetul mijlociu. Se pare mai scurt? Da. Da, e. E, nu? E. E bun. Am scurtat prea tare și după ce am scurtat am și pilit, știi? Da, asta este vreau acum. Bag un pic, nu, o să prelungesc un pic de gel în vârf. Am mai făcut așa, da. Dacă o să iasă, dacă nu, da, am mai făcut. Și la mâna asta am depus două, să fac două construcții. Și ia uita ce mi-a făcut Marco casă. Tu. Tu, dar tu de nu ești de vină? Tu de obicei faci așa ceva. Adică, nu tot timpul, dar acum ți-i cam făcut de cap. M-ai prins aici că eu am probleme cu... Am probleme, am treabă cu unghiile. Și ce ai zis? Hai să-i dau de lucru lui mami. Și ne-am făcut câte o ciocolată caldă din asta groasă. Eu mi-am făcut albă și Betty are neagră. Foarte bună această ciocolată. Am pregătit niște paste pesto cu ton și uite, Laura Georgescu, ce mâncare am pregătit, că tot te freacă grija de mine, că eu gătesc doar două feluri de mâncare, așa ai încercat să-mi dai într-un comentariu, după care l-ai șters și mi-ai dat încă un comentariu că să o învăț pe Selena să citească, că nu știe și... Comentarii răutăcioase oricum. Voi credeți că dacă dați comentariu răutăcios sau un comentariu și l-ați șters, eu nu-l mai văd. Dar mie să știți că mi-apare și nu doar mie, tuturor care fac YouTube. Din moment ce ai dat un comentariu, fie că rău, fie că bun și l-ai șters, noi tot reușim să-l citim, că primim notificare cu el. Nu înțeleg ce treabă ai tu că eu gătesc de două feluri de mâncare, după părerea ta, că eu nu gătesc doar două feluri de mâncare. Dacă te uiți la vlogurile mele anterioare, ai să vezi că eu gătesc de două ori pe zi mâncăruri diferite. Și dacă copiii mei mănâncă sau unul din copiii mei mănâncă doar așa ceva și altceva nu mănâncă, crede-mă că aș face zi de zi această mâncare doar să-l văd că bagă ceva în burtă, decât să văd că nu mănâncă nimic. Cum a fost și astăzi la amiază, că nu a vrut să mănânce ceea ce i-am făcut. Am să închei filmulețul. Nu am reușit să-mi termin unghiile. Betty încă lucrează la unghiile ei. Bine, am reușit să le termin, să le dau forma totul. Mai am de dat culoare și să văd ce modele voi face. Voi pune și eu și Betty să mâncăm acum, după care îi voi face baie lui Marc, un dușuleț. Și apoi voi pleca să-mi termin unghiile. Eu am întrerupt să-mi fac unghiile pentru că trebuia să-i pun pachetul Selenei, să fac de mâncare, să-i fac baie lui, să mă demachiez și am zis că mă simt ușurată după ce îmi termin toate treburile să pot continua. Altfel mă simt așa că e ceva acolo. Bă, eu nu m-am ocupat de copii, nu m-am ocupat de casă și nu pot să fac unghiile sau ceva liniștit în niciun caz. Deci îmi place să-mi pun lucrurile în ordine și tot ce trebuie și apoi... Da. Apoi să continui cu ceea ce am de făcut, fie că mă penseze, pilez, unghii sau alte lucruri pentru mine. V-am pupat cu mare drag, să aveți grijă de voi și ne vedem la vlogul următor. Pa, pa! Nu prea am avut ce să vă arăt astăzi. Sincer, nu prea am avut. Arată mult mai bine lucios decât mat. Ți-ar plăcea mat rozul ăsta? Mie nu. Da, dar așa arată mai bine. Mult mai bine. Chiar bine rău arată. Ia să văd cu ce să ne fac eu. Acum nu știu că se bag albastru ăla. E prea frumos roz, o? Da. Nu știu ce să fac. Eu am pornit cu ideea de a-mi face albastru ăsta. Și Betty m-a cam dat așa un pic. Dar nu le-aș lăsa rozul ăsta. Deci dacă le-aș face, le-aș face un French. Rozul ăsta cu un French, știi? Da, arată bine. Cu un alb în vârf. Dar îmi place și foarte mult albastru ăsta. Uite-l ce fain e și nu știu ce să fac. Chiar nu știu. Mai am atâtea culori aici. Am atâtea culori și nu știu de care să mă
mă iau, care să se prindă de mâna mea. Da. Și chiar nu știu, într-un timp vreau să-mi fac și verdele ăla închis, roșu am de nu mai zic, și mov închis mi-ar fi plăcut să-mi fac, sau mov deschis. Nu e că acum sunt așa, în indusă în eroare, știi? Știu cum e. Chiar nu știu. Data trecută cât am stat? Da, dar mi-a plăcut data trecută unghiile care ți-au ieșit. Da, nu știu. Încă nu știu. Plus că mai am și pe acolo pigment și altele. Îți place de mini să te muște? Da? Cu ăsta ai terminat, nu? Da. Ce chestie, să pui tu dita mai tubul și să pui un pic de gel. 15 ml. Și sunt altele care sunt la 15 ml, cum ar veni ăsta. Da. Uite-te și tu ce diferență. De ce nu fi pus și ăștia un borcanel? Este un eroare. Da. Să pună și un borcanel așa micuț. Asta are 50, parcă, dacă nu mă înșel. Da, 50 de grame. Pe unele scrie grame, pe unele mililitri. Da.